Ministrul Stelian Nistor. România 1992. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la concursul Miss România 1992. Iată-ne deci în fața celei de-a treia ediții a acestui concurs. Ediție la care participă, așa cum deja ați văzut, 21 dintre cele mai frumoase fete din țară. Se cuvine să facem o precizare pentru telespectatori, și anume faptul că ne aflăm în sala de spectacole a frumosului cazinou din Sinaia, loc necunoscut de noi până de curând, dar iată că oamenii de afaceri iubesc frumusețea și nu întâmplător această ediție este găzduită de către Serata Oamenilor de Afaceri din România, organizată de Societatea Comercială Palas din Sinaia, sub egida Camerei de Comerț și Industrie a României. Spectacolul este realizat de agenția Comarex, în colaborare cu Radio Televiziunea Română, sub egida Agenției Concursurilor de Frumusețe Miss România. Sponsorul concursului din această seară este cunoscuta firmă americană Apple Computer. În această seară, cea mai frumoasă va fi cea din tâi. Participantele la ediția 1992 a concursului Miss România sunt câștigătoare ale unor etape zonale organizate în colaborare cu fundațiile de tineret din câteva mari orașe ale țării sau, cum a fost cazul la Brașov, cu televiziunea locală. Agenția Miss România a organizat și o preselecție pe baza înscrierilor prin corespondență, dând astfel posibilitatea să-și încerce șansele de a participa la această finală multor tinere din întreaga țară. Deci, din cele peste 1200 de solicitante trecute în revistă, organizatorii au reținut 21, pe care le vom revedea, de altfel, aproape imediat, într-un moment coregrafic, relevant pentru relația dintre frumusețe și sport.
Este bine cunoscută deja activitatea internațională desfășurată de agenția Miss România. Participarea României, prin intermediul acesteia, la marile competiții internaționale de gen, a devenit un lucru obișnuit și apreciat de organizatorii respectivelor concursuri. Iată cum, câștigătoarea concursului Miss România Estival de anul trecut, Gabriela Dragomirescu, a participat la concursul Miss World și a petrecut astfel o săptămână la Londra, o săptămână la Johannesburg și una la Atlanta, în Statele Unite, unde a avut loc și finala. Antoanela Gavrilovici a participat la Viena la concursul Miss Europa. Finala s-a desfășurat la Salzburg. De curând s-a întors de la Bangkok, din Thailanda, Corina Corduneanu, care a reprezentat România la cea mai prestigioasă competiție a frumuseții, Miss Univers. Luni, Cosmina Spanelis, care a obținut o mențiune la concursul Miss Sport, pleacă la concursul Miss Turism, care va avea loc în Turcia. Iar Liliana Leș, deținătoarea titlului Miss Sport 1991, pleacă la 1 iunie în țara vechilor olimpiade, în Grecia, unde va avea loc concursul Miss Europa. Iată deci tot atâtea ocazii în care s-a vorbit și se va vorbi în termeni elogioși despre România. Doamna Doina Berchină, redactor Radio TV și directoarea agenției Miss România, ne-a pregătit o surpriză, Doina. Bună seara! Vom face un duplex scenă-juriu care sper să fie telegenic. Surpriza este într-adevăr una legată de frumusețe. Româncele au succes peste tot la competițiile la care au participat. Sperăm să urce și pe podium în curând, dar și în calitate de cetățene ale altor state au succes. Tot o româncă este și Miss Montreal, Canada, aici prezentă ca oaspete astă seară. Bună seara! Bine ai venit, Cristina Nedelcu! Bine l-am găsit! Cristina este studentă la drept, locuiește în Canada de mai mulți ani, a participat la concursul de gen organizat în țara de peste ocean și a obținut titlul Miss Montreal. Da, a fost un concurs care a luat loc pe 30 septembrie anul trecut, unde au fost aproximativ 300 de candidate, din care s-au reținut 42 pentru finală și am câștigat. Ne bucurăm să fie prezentă acum aici, nu numai în calitatea pe care o are de cea mai frumoasă fată din Montreal, ci și ca membru al juriului de astă seară. De aceea, Cristina, o să te întreb mai întâi în ce măsură emoțiile tale sunt altele, de vreme ce ai trecut de cealaltă parte a mesei juriului. În primul rând, să fac o mică corecție, cea mai frumoasă dintre cele care au participat la Miss Montreal, pentru că nu totdeauna cele mai frumoase participă în totalitate. E și greu, dar cele care îndrăznesc să o facă înseamnă că au și curaj, nu numai frumusețe. Bineînțeles. Cum mă simt? Mă simt, bineînțeles, cred că puțin mai nervoasă decât candidatele. Te simți și responsabilă în plus, cumva? Da, mă simt, pentru că vreau să fac bună alegere. Mi-aduc aminte când eram eu de partea lor și dori ca juriul să facă o alegere, într-adevăr, foarte, foarte corectă. Vei fi așadar obiectivă. Da. Juriul acestui concurs este alcătuit din următorii domni și următoarele doamne. Domnul Herbert Langer. Directorul cu probleme est-europene al firmei Olympia din Germania. Cristina Nedelcu, membra juriului Miss Montreal, Canada. În continuare, una din vedetele de necontestat ale muzicii ușoare românești, Stella Enache. Domnul Marian Albu, directorul agenției Comarex. Și doamna Doina Berchină, directoarea agenției Miss România. Mergem mai departe cu programul și o să te rog să fii lângă mine când anunț că urmează întâia probă a concursului care se numește, deci întâia probă se numește Ținuta de zi. Deci, Ținuta de zi. We'll be right back.
Cosmina Englizian, 19 ani, manechin în București. Manuela Popa, 23 de ani, studentă Craiova. Laura Corniș, 23 de ani, acționara societății Condor SRL, Oradea. Crinuța Dumitrian, 17 ani, Bistrița. Claudia Vasilkovski, 17 ani, Oradea. Carmen Tănase, 22 de ani, asistentă medicală Sibiu. Oana Gâtlan, 20 de ani, secretară și manechină București. Carmen Oprea, 17 ani, elevă Brașov. Mihela Ionescu, 20 de ani, studentă Constanța. Dobre Mirela, 21 de ani, studentă și manechin Buzău. Liliana Balint, 20 de ani, educatoare Cluj. Mariana Corduneanu, 20 de ani, botoșani, manechin. Dana Săvuică, 22 de ani, studentă ASE, București. Gabriela Silaghi, 23 de ani, manechin, București. Angela Cuzic, 19 ani, studentă Galați. Flavia Cărean, 18 ani, elevă Cluj. Mirela Cosma, 18 ani, elevă Târnăveni. Camelia Ilie, 19 ani, manechin, București. Din Maria, 17 ani, elevă Ploiești. Mirela Oprea, 21 de ani, studentă Călăraș. Acești oameni ar dori să vadă cetatea ca în antichitate. Un computer poate reconstitui totul. Trebuie să vă spunem de asemenea concursurile internaționale la care agenția Miss România are licență. Aceste concursuri sunt Miss Universitatea, la care anul trecut a participat Mihaela Crăciun, iar anul acesta va pleca Valentina Lungu, câștigătoare la Galați. Best Model of the World, la care anul trecut a fost Crinuța Popescu. Miss Europa, finala de anul trecut de la Dakar, unde a participat Corina Ilie, iar anul acesta la finala din Grecia ne va reprezenta Liliana Leș. Miss World, prima prezență românească a fost Mihaela Răescu în 1990 la Londra, a doua Gabriela Dragomirescu la Atlanta în Statele Unite în 1991 și în sfârșit Miss Universe, prima participare, Daniela Nane, la Las Vegas, în Statele Unite, în 1991, și anul acesta, Corina Corduneanu, la Bangkok, în Thailanda. Și acum urmează a doua surpriză a serii. Deci, voi relua acel duplex cu Doina de la balcon. Doina?
Într-adevăr, a doua surpriză este că astă seară aici se află Corina Corduneanu, recent întoarsă, așa cum s-a anunțat deja, de la concursul Miss Univers, cea mai importantă competiție a frumuseții din lume. Sper că n-a fost și nu este nicio legătură între acest concurs, trecerea celor 87 de fete frumoase din întreaga lume prin Thailanda și evenimentele care au acum loc acolo. Cum a fost? A fost minunat, a fost o experiență teribilă. Toată lumea a fost extraordinar de drăguță, condițiile au fost minunate, condițiile oferite atât de agenția Miss Univers, cât și de orașul gazdă, Bangkok, care ne-a asigurat protecție. Înțeleg că au fost mai multe călătorii și în jurul orașului. Sigur că da, în fiecare zi se mergea în alt oraș sau un alt punct turistic pentru filmări. Deci am avut ocazia să și vizităm, să ne și distrăm și foarte, foarte multă muncă. Pentru pregătirea unui spectacol de excepție, așa cum se știe, este Miss Univers în fiecare an. Care a fost cea mai grea dintre probe? Toate probele au fost grele în felul lor, dar cea mai grea a fost interviul de personalitate, pentru că fiecare are ocazia să cunoască fiecare membru al jurului în parte, cu care discută timp de 5 minute. Deci trebuie să știi o limbă străină, trebuie să fii volubilă, trebuie să fii naturală, pentru că contează foarte. Și spontană, cum tu ești. O coincidență a făcut ca la acest concurs Corina să stea în cameră chiar cu reprezentanta Canadei. Presa de acum o săptămână din Thailanda o prezenta pe Corina Corduneanu cu Miss Canada într-o foarte frumoasă fotografie pe prima pagină, ținând în mână cadourile naționale pe care cele două concurente aveau să le prezinte în concurs. Și acea fată cu care te-ai împrietenit este colega și prietena invitatei noastre de astăzi, Miss Montreal. Iată, lumea este mică și româncele sunt peste tot prezente cu farmecul lor. Care sunt proiectele tale de viitor, Corina? Vreau să fiu studentă la drept, pentru că ajunge cu frumusețea. Și să mă și căsătoresc. Iată o dorință care sper că se va împlini curând. Îți dorim mult succes și îți mulțumim pentru prezența ta acum aici. Proba următoare, care se numește Costumul de baie. Thank you.
o Miss a cântecului românesc și ea vine de foarte de departe, tocmai din Statele Unite. Deci ne va cânta în această seară și ne va încânta Monica Angel. Numai tu, din prima clipă, m-ai atras și plac.
Îți mulțumim, Monica Angel, și dumneavoastră vă mulțumim pentru aplauzele cu care ați răsplătit-o pe Monica Angel. Țin să vă reamintesc că sponsorul concursului din această seară este firma Apple Computer. Acești oameni ar dori să vadă cetatea ca în antichitate. Un computer poate reconstitui totul. Urmează proba care se numește Rochia de seară. Să ne apropiem de final. Crește tensiunea. Iată, am primit deci de la juriu lista cu cele 6 concurente care rămân în concurs ca semifinaliste. Deci rămân în concurs numerele 7, numărul 8, numărul 12, numărul 13, numărul 14, numărul 18,
Aici se află un bol de sticlă. În bol sunt 6 bilețele care conțin fiecare câte o întrebare. Eu o să vă rog pe dumneavoastră să veniți și să extrageți o întrebare din bol. Eu vă voi citi întrebarea, deci întrebarea vă este adresată și dumneavoastră veți răspunde cât mai repede, mai deștept și mai frumos la această întrebare. Deci, numărul 18. Care credeți că sunt piedicile ce stau încă în fața multor posibile candidate la concursurile de Miss din România? Sunt foarte emoționată, mă scuzați. Ține microfonul, da? Vrei să repet întrebarea? Deci care credeți că sunt piedicile ce stau încă în fața multor posibile candidate la concursurile de Miss din România? În primul rând, complexele care unele fete și le fac fără motiv. În al doilea rând, aspectul fizic, bineînțeles, pentru că eu consider că frumusețea vine din interior. Și eu la fel. Bun, deci, sunt... Deci, sunt multe fete frumoase care arată într-adevăr superb, dar nu știu să-și poarte frumusețea. Asta e părerea mea. Ok, acesta a fost răspunsul numărului 18. Mulțumesc. Și acum, deci, numărul 13. Te rog să extragi un bilet. Întrebarea este următoarea. Într-un concurs de frumusețe masculin, ce probă ar trebui să fie definitorie după părerea dumneavoastră? Într-un concurs de frumusețe bărbătesc, cred că contează foarte mult aspectul fizic, dar bineînțeles, trebuie să aibă și mult spirit. Foarte frumos răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, poftim la loc. Numărul 12. Întrebarea dumneavoastră este următoarea. Întrebarea pentru dumneavoastră. Dacă la președinție ar candida două femei, pe care ai alege-o? Pe cea mai în vârstă sau pe cea mai tânără și de ce? În primul rând, cred că aș alege-o pe cea mai inteligentă. Și... pe urmă... Cred că nu mai contează. Exact, la fel eram și eu de părere, să ne oprim aici. Bravo, mulțumim. Numărul 12. Deci numărul 8 acum. Te rog să extragi un bilet. Întrebarea pentru dumneavoastră este următoarea. După părerea dumneavoastră, frumusețea este un atu sau un handicap? Vă cerem o părere personală cu exemplificare. Părerea mea că frumusețea este un atu, iar din punct de vedere personal, pentru persoana mea, cred că nu am ce să exemplific. Bine, e în ordine, e în ordine. Exemplificarea, exemplul este viu, este în fața dumneavoastră. Da, deci numărul 7. Eu o să amestec cele două bilete, erau mai rămas. Întrebarea pentru dumneavoastră este următoarea. Frumusețea este în principal un dar de la natură sau o calitate dobândită prin autoeducare? De ce? Cred că fiecare fată, dacă știe să se îmbrace, să se poarte, poate fi frumoasă. Și inteligența, în primul rând, îți dă frumusețe. Așa, așa este. Și acum, numărul 14.
Te rog să-ți alegi un bilet din bol. Întrebarea pentru dumneavoastră este următoarea. Ai avut emoții mari, eu ți le-am creat, iartă-mă. Credeți că frumusețea se împlinește sau se pierde prin căsătorie? Și de ce? Cred că se păstrează. Ca nu mult. Da. Bine, mulțumim. Deci, acestea sunt cele 6 semifinaliste ale concursului din această seară. Cu un recital în această seară, Stella Enache. I don't wanna cry, I just wanna hanky-panky guy.
smile. So give it up, honey, 'cause they want it. Suntem doi gemeni pe scăruși al noștri, legați cu un fir de nimeni am văzut. Ce-am coborât odată dintre aștri, care ne-au zămislit și ne-au născut. Așa cum se știe, agenția Miss România asigură câștigătoarei participarea la concursul Miss World 1992 și aceasta cu sprijinul firmelor Rank Xerox și Tarom.
Și acum le rog pe cele 6 semifinaliste să poftească în scenă. Și aici am biletul de la juriu cu cele 3 finaliste. Numărul 14, numărul 18 și numărul 12. Pentru că cele 3 finaliste mai au de trecut o probă. Și anume, mai au de răspuns la o întrebare. O să rog pe Corina Corduneanu să mă ajute. Vă rog să vă apropiați. Dacă mâine dimineață, la ora 8, ați primi 10 milioane de dolari, cu condiția să-i cheltuiți până seara la ora 20, cum ați proceda? Cred că i-aș investi în ceva. Cred că mi-aș deschide o firmă. Ce fel? E la modă acum și de ce nu? Bine, este în ordine. O să te rog să aștepți aici și o așteptăm în față pe concurenta cu numărul 18. Întrebarea este următoarea. Deci, dacă mâine dimineață la ora 8 ar fi să primiți 10 milioane de dolari, cu condiția să-i cheltuiți până seara la ora 20, cum ați proceda? În primul rând mi-aș rezolva problemele. Adică mi-aș cumpăra un apartament. După care, cred că aș avea timp să mă gândesc și la cei mai săraci și dragi, totuși. Și ați epuiza 10 milioane de dolari? Sunt convinsă. Bine, în ordine. Și acum concurenta cu numărul 14. Deci întrebarea este, pentru că dumneavoastră nu ați auzit-o, dacă mâine dimineață la ora 8 ați primi 10 milioane de dolari cu condiția să-i cheltuiți până seara la ora 20, cum ați proceda? Cred că, totuși, i-aș investi într-un leagăn de copii. Și așa, mai nimeni nu se preocupă. Este o propunere. Poftiți în scenă, vă așteptăm. De asemenea, se poftească în scenă și domnul Iulian Rosengren, care este președintele companiei Romanian Computer System, reprezentantul exclusiv al lui Apple Computer în România. Câștigătoarele concursului din această seară sunt locul 3 și Miss Manekin 1992, numărul 14, Oprea Carmen din Brașov. Locul 2 și Regina Frumuseții 1992, numărul 18, Sila Gabriela, București. Și acum, suspansul este cel mai mare, cine e numărul 1? Numărul 1 și Miss România 1992, numărul 12, Ilie Carmen din București. La revedere pentru 1993! Come on.
Acești oameni ar dori să vadă cetatea ca în antichitate. Un computer poate reconstitui totul.